Îngertăcuți episoadele 80-82, rezumat, Ilmaz este arestat și fiindcă era băut, nu își amintește nimic când se trezește. Halil așteaptă până când Ilmaz va fi fără speranță și apoi va dezvălui că Kader este în viață, dacă el mărturisește ce le-a făcut lui Solmaz și lui Cenet. Caner este avocatul lui Ilmaz și are dovada nevinovăției lui, dar îl va ajuta numai dacă îi spune ce știe despre Salchim Goreli, când Feride îl vizitează pe Ilmaz. El îi cere să se apropie de Halil și să afle cine este Sal Salcâmâne. În timp ce vorbesc, el continuă să aibă halucinații cu cenet iar feride îl aude spunând ceva despre un accident și despre Solmaz. După aceea, Feride va sta câteva zile în casa lui pe motiv că vrea să fie aproape de familie. Seara, ia masa cu frații ei, sperând să afle ceva despre Salchim, dar în schimb află povestea lui Solmaz, care o bulversează. Dundar a acceptat ca Halil să dețină 51% din afacerea pe care au făcut-o amândoi, dar fiind foarte zgârcit. El vrea să recupereze acțiunile, căsătorind-o pe Saba, fiica lui, cu Halil. Saba acceptă pentru că îl place pe Halil. Halil îi cere ajutorul lui Cem pentru că nu știe. Cum să iasă din încurcătura asta, urmând sfatul lui Cem, el îl face pe Dundar să creadă că abia așteaptă căsătoria pentru că a pus ochii pe averea lui. Atunci Dundar renunță la planul căsătoriei, dar fica lui, nu, Saba, are planurile ei pentru a pune mâna pe averea familiei și îi propune lui Halil să se alieze. Zeynep este geloasă și nu vrea ca Halil să aibă vreo legătură cu Saba, însă se răzgândește când află că Saba are dovada nevinovăției lui Alifuat.